regăsit, dragii mei! Eu sunt Rodica Stoian și astăzi am alături de mine invitat special veniți de departe, de la Slobozia, pe care vreau să vi prezint acum. Bine ați venit, dragii mei! Cornel Oprea este lângă mine. Bine v-am găsit, sărmâna! Bună seara! Simoiu Silviu, bine ați venit la noi la emisiune! Este prima dată când vii astăzi. Și la acordeon l-avem pe Alex Stoica. Sărmâna, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi la emisiune! Ce faceți, dragii mei? Uite, o să te întreb pe tine, Cornel. Aproape bine. De ce aproape bine? Perfect. Trebuie să faci foarte bine. Da, da, ca tot românul. Cornel, vreau să-mi spui un pic despre tine și despre... Tu ești solist al formației Cristal Orchestra, se numește Cristal Orchestra, ești și solist și ești și managerul conducător acestei orchestre, formații. Vreau să mă lămurești și pe mine și pe telespectatori. De ce Orchestra Cristal și nu Taraf? De ce nu formație? Vreau să-mi spui un pic. Da, sunt și solist și instrumentist, întemeitorul acestei orchestre, să zic așa. Am și alte calități, cum ar fi compozitor, compozitor, orchestrator, dețin și un studio de imprimări. Despre orchestră, haideți să spun așa în câteva... A luat ființă ca formația Cristal. Acum, acum mulți 28 ani. De ani. Ca formația mulți Cristal. Înainte. Mulțumim frumos. Ca formația Cristal a avut o componență, mă refer la instrumente cu tobe, chitări, chestii de altă factură, nu de factura folclorului sau muzicii de petrecere. Dar chiar și așa în formula aia, la vremea aia, se cânta și la evenimente pe genul ăla de formulă, de formație. Între timp, lucrurile s-au modificat și la noi, cum s-au modificat și în țară și în lume, și am devenit taraf. Ne-am orientat mai mult pe muzica de petrecere. Am devenit taraf acum vreo 14 ani, cu o formă țambal, vioară, nai, saxofon, acordeon, chestii de genul ăsta. Mai nou, de vreo 2 ani, de ce orchestra? Mai nou, de vreo 2 ani, în cadrul acestei orchestre, noi activăm, de fapt, cu două formații. Un taraf pentru muzică de petrecere, compus din 6 instrumentiști și soliști, un țambal, saxofon, vioară, acordeon, solistă și așa mai departe, clapă și un band de cover-uri, band cu care cântăm exclusiv doar muzică ușoară. Bandul aparține fiului meu. Asta vreau să precizez. Coni este băiatul lui Cornel, da, pe care eu l-am cunoscut la o altă emisiune și care cântă într-adevăr minunat. Mi-a plăcut tare mult și sper ca pe viitor să vii și cu el și la noi la emisiune și la alte, și la alte emisiuni. Sigur că da, fără niciun fel de problemă. Știi că el își dorește foarte tare. Știu că își dorește. Cornel, o să mai discutăm, dar aș vrea să te auzim și cântând. Cam asta vrei să spui, dar aș vrea să și cântăm un pic și după aceea ne mai povestești despre planurile de viitor, despre ce înseamnă pentru tine muzica. Dar ai un pic să te auzim cântând și revenim, dragii mei. Am flăcă un sat și-mi petreceam nopțile pe la toate porțile, la fete nemăritate, că le-aș fi iubit pe toate. De nu mă mai săturam și ce fericit eram. De ce timpul trece, vremea, multe mândre îmi zic nenea, și părul mi-a cărunțit, dar nu mă plâng de nimic. Tinerețea-i ca o floare, tot așa-i de trecătoare. Am cu ce să mă mândresc, văd copiii mei cum cresc. Și-mi luai nevastă,
mă așezai la mine acasă și-mi făceam un rost al meu, că nu mai eram flăcău. Mi-a dat viața bucurii și la masă doi copii. Toate în viață mergeau bine, treceau ani peste mine. De ce timpul trece vremea, multe mândre gândesc, nenea. Și părul mi-a încărunțit, dar nu mă plâng de nimic. Tinerețea-i ca o floare, tot așa-i de trecătoare. Am cu ce să mă mândresc, văd copiii mei cum cresc. De toate lume mi-a trecut viața frumos. Nu mai poate fi ce-a fost. De ce să fiu supărat? Păi de Dumnezeu lăsat. Trece timpul, trece vremea, multe mândre gândesc, nenea. Și părul mi-a cărunțit, dar nu mă plâng de nimic. Tinerețea-i ca o floare, tot așa-i de trecătoare. Am cu ce să mă mândresc, văd copiii mei cum cresc.
fața lui au toți un drum. Și bun și răi, toți un mormânt. Nimenui drac, nimenui sfânt. Credința-i val, iubirea-i vânt. Și viața-i fum, și viața-i foc. Dragii mei, foarte frumos. Mulțumim. Am încercat așa să vă urmăresc și în timp ce vă ascultam, și în timp ce te ascultam, mă gândeam, știu că piesele sunt compozițiile tale. Tu ești cel care faci și versurile și melodia. Mai puțin la ultima melodie, aceasta cu ce lasă, ce urmă lasă șoimii zbor. Știu că este o piesă care ai făcut tu versuri, melodia, dar versurile îi aparțin lui George Coșbuc. Da, este un extras din poezia Moartea lui Fulger, care are N strofe, e un extras de acolo, de cam 8 strofe am extras eu, în varianta pe care am cântat-o, nu le-am cântat toate, există și o variantă mai lungă. Mai lungă. Da. Cornel, da. Ce te inspiră în momentul în care alegi să compui o melodie? Nu cred că mă inspiră ceva anume. Ceva. E vorba de stare, de unde ți-e gândul la momentul ăla. Cât de mult te-a schimbat pe tine viața? De cât de mult te-a schimbat ție viața muzica? În ce măsură? Te-ai vedea la momentul acesta făcând și altceva în afară de muzică? Dacă ar fi să te întorci în timp. Să-ți explic treaba cu muzica. Deci nu cred că au existat schimbări în viața mea. Eu provin dintr-o familie de muzicieni, dintr-o familie de lăutari, așa m-am născut, așa am crescut, n-am nu știut să fac... Nu te-ai fi văzut făcând altceva. Nu. Deși pe parcursul vieții mi-au apărut fel de fel de oferte. Nu. O să vreau să întreb și pe băieți, pentru că astăzi, dragii mei, sunt o fericită că am 3 invitați, toți băieți frumoși, talentați, deci chiar sunt o norocoasă astăzi. Silviu. Vreau să-mi spui de unde această dragoste de muzică și de ce a ales saxofonul? Am uitat să-l prezint, iartă-mă. Te rog. E nepotul meu. Asta nu știam. Da. Din familie. Da. Ok, din familie. Deci am înțeles atunci. La el are o altă și o altă problemă. Și din partea tatălui tot... Deci se trage din... Am înțeles. Și de ce saxofon și nu un alt instrument? De ce te-a atras saxofonul? Am făcut clarinetul în școală și la liceu am zis să încerc și saxofon. Și la tine la fel, ți-ai propus să faci muzică toată viața, nu doar la faza de hobby, de pasiune, vrei să faci o profesie în continuare. Perfect. Alex, hai să te întreb și pe tine. Știu că tu ești, acum ești în Constanța, ești student aici la conservator sunt, la noi. Boboc. Ești boboc, ești în primul an. În primul an de facultate, da. Să te întreb dacă e greu? Nu, că îți place. E greu dacă nu te frecventezi, dacă nu. Dacă ne place, cui place, face cu mare drag acolo. Mult succes în continuare. Mulțumesc. De ce acordeonul? Nu știu, e o moștenire așa... Da, e o moștenire... Dar toți e o moștenire. De la bunicul meu. Nu, la mine n-a cântat nimeni în familie, dar... Bunicul meu a avut așa plăcerea asta a inimii lui, să spun așa. A fost dorința lui cea mai mare ca cineva să-l moștenească și acela am fost. Știu că tu practic nu ești din Cristal Orchestra. Tu nu, ai o colaborare. Mai am o colaborare de o viață, să spunem așa. Sunt un copil. De mic copil am fost crescut în casă la Cornel și am învățat, am multe. Cornel, tu văd că tot adune așa în jurul tău și cunoștințe și rude și... Oameni care îți bat la ușă, îi scanezi, vezi care e cum ce, își dorește în viață și nu e datoria umană să-i și ajuți cumva. Este frumos, dacă putem să ajutăm. Mă simt bine și dintotdeauna am spus-o și să-mi fie cu iertare. M-am simțit bine că am putut eu să-i ajut pe ei și nu alții pe mine. Ai fost un norocos. Că da. M-am și străduit pentru treaba asta, sincer. Sunt ani de muncă și
Și multe, se vede, se vede foarte multă experiența pe care o ai și toți anii aceștia nu, în care... Nu tot timpul putem dovedi prin un cântec, o seară, o, nu știu ce, chiar toată experiența pe care am acumulat-o. Sunt momente și momente. Sunt momente unde mergi la un eveniment și vai, ce frumos au cântat, ce nu știu ce, se poate mult mai mult de atât. Dar și depinde de starea respectivă, din și nu numai de stare, și de momentul și evenimentul în sine. Apropo de momente și de evenimente, vreau să-mi vorbești puțin despre turneul pe care îl vei avea la sfârșitul lunii noiembrie în Canada. Am înțeles bine? Da. Vei pleca și vei cânta acolo comunității de români. Da, da, o să trebuiască să fim acolo pentru ziua națională. Da. Plecăm pe 24, parcă, nu? Așa. Și o să avem, deja sunt plănuite, să zic așa, 9 concerte. 3 pe weekend, vineri, sâmbătă, duminică, vineri, sâmbătă, duminică, vineri, sâmbătă, duminică. Tu ai mai avut asemenea experiență, ai mai fost plecat? Chiar în Canada, am fost în primăvară, da, în luna martie, a fost senzațional. Vreau să-mi spui un pic, da, despre... A fost pentru prima oară când am fost plecat în Canada. Impactul pe care l-au avut. Păi, am avut de-a face cu români, cu români plecați de foarte mulți ani, români care, spre surprinderea mea, nu auzise de toți artiștii din România, nu auzise de nume mari care m-au uimit. Dar fără să fiu un mare artist sau considerat o mare vedetă de România, ei m-au primit și m-au respectat și m-au apreciat ca și cum aș fi. Pentru că acolo am avut de-a face cu oameni care n-au pus preț pe de câte ori te-a dat la televizor, de câte ori ai făcut nu știu ce sau nu știu ce albume. Sau... Și felul cum te porți mesajul la momentul ăla. Mesajul pe care l-ai transmis către ei, dacă a ajuns mi s-a părut extraordinar. Da, da, mi s-a părut. Am fost foarte apreciat, m-am bucurat tare mult. Am avut și o echipă bună, am fost plecat cu Cristian Ruzescu, cu mătrul meu și prietenul meu de voi suflet. Voi aveți o colaborare frumoasă. Stelian Petcu, Daniela Gheorfi, cu soțul ei, cu George Tal, și avem și colaborări cu artiști care locuiesc în Canada. Nelu Defta, de exemplu, un prieten foarte bun de-al nostru care locuiește la Edmonton, la care noi suntem ca la noi acasă, merge și el în spectacole cu noi, mai sunt câteva fete, nu mai știu exact să spun că... Apare... Suntem o echipă. Suntem o echipă, dar să știi că această țară e imensă, eu n-am știi de fapt, da? A fost o surpriză pentru mine că în primul spectacol, cum am ajuns în Canada, am jucat... la Vancouver și a doua zi am mers la Montreal. Adică de la Vancouver la Montreal sunt 4.000 de kilometri. Avion, adică eu am zis, da, gata, ajung și aici unde cântăm? La Constanța, la Brăila, la nu știu ce. Dar de 150 de kilometri nu e prea există oraș. Și dată fiind distanța, colaboram cu artiști din zona respectivă români. Adică agenția de la Vancouver ne-au adus 2 artiști, 2 fete, nu știu ce, pe acolo, aia de la Edmonton alții, aia de la Montreal alții și așa mai departe. De-aia nu mai știu exact cu cine am avut de-a face și mulți, foarte mulți și foarte talentați și cu foarte respectoși și cu dragoste de România și de români și de folclor și de muzica de petrece și de tot. Ok, am înțeles. De ziua națională vei fi plecat în Canada. De sărbători, de Crăciun, de Revelion... Cum ai de gând să ți le petreci? Vei avea evenimente, vei cânta sau vei rămâne acasă în familie? Aș prefera, dacă să vedem cum mi se așa, nu tot timpul hotărăști când ai o orchestră în spate și nu hotărăști numai tu pentru toată lumea. Da, stai. Aș prefera ca de Crăciun să fiu acasă, iar de Revelion deja s-a stabilit. Deja ești cântăm. Da, 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 cântăm. Cântăm. Hai să mai cântăm și acum. De fapt, nu o să cânți tu, o să cânte Alex, care are o piesă instrumentală. Hai să te ascultăm. Alex Stoica, dragii mei. Thank you.
Nu plecați, pentru că o să vi se alăture și Cornel. Următoarea melodie se numește Cu sudoarea frunții mele. Este din Banat. Ne spui ceva despre ea? Nu, este o melodie compusă de mine. Compusă de tine. Așa, dar are tentă, sau să zic așa, influență bănățeană. Eu din copilărie am iubit, am îndrăzicit foarte tare muzica bănățeană și muzica sârbească. Și nu mai pot altfel. Hai să te ascultăm. Da. Dacă tot nu mai poți, hai să te ascultăm. Sigur. O viață frumoasă, punem birt sticla pe masă, dușmanii bat îi amarul, pun pe masă doar paharul. Și-l-ai gol pe jumătate, mă privesc și își dau coate, toți se miră că în viață le-am trecut cu mult în față. Cu sudoarea frunții mele am scăpat de zile grele, că mi-am dat toată puterea să-mi fac casa și averea. Palmele astea crăpate au știut rostul la toate, că mi-am dat toată puterea să-mi fac casa și averea. Ce mai petreceau dușmanii când eu munceam să adun banii? Eu mă trezeam dimineața, ei în birtă își făceau viața. Când treceam eu făceau glume că nu am nimic pe lume, râdeau cu toții de mine și acum cine râde cine? Cu sudoarea frunții mele am scăpat de zile grele, că mi-am dat toată puterea să-mi fac casa și averea. Palmele astea crăpate au știut rostul la toate, că mi-am dat toată puterea să-mi fac casa și averea. Casa mea din drum se vede și nu le vine la crede, la dușmani că am fost în stare să-mi fac casa atât de mare. Dar sunt ani și ani de muncă, iar banii nu se aruncă, strângi de ei în mână bine, dacă sunt munciți de tine. Cu sudoarea frunții mele am scăpat de zile grele, că mi-am dat toată puterea să-mi fac casa și averea. Palmele astea crăpate au știut rostul la toate, că mi-am dat toată puterea să-mi fac casa și averea.
Mulțumim frumos. O să luăm o pauză de publicitate. Revenim în câteva momente. Nu plecați nicăieri. Cornel Oprea împreună cu colegii săi vă așteptăm aici. Dragii mei, am revenit. Suntem la restaurant Rustic. Alături de mine i-am în continuare pe invitații mei, Cornel Oprea și colegii săi. Cornel, vreau să-mi povestești o întâmplare amuzantă din cariera ta, ceva ce te-a marcat și să ne faci și pe noi să zâmbim așa, să râdem. Dar ai grijă ce spui. Despre întâmplări hazlii cu artiști sau cu lăutari, să poți să spui ce vrei. Să discută la nesfârșit, dacă vrei. Am să spun doar ce aș putea să spun, așa? Știi că în tradiția românească, la nuntă, trimiți, eu știu, acordeoane ziua sau instrumente care pot fi, să poate duce de colo-colo ca să cânte după nuntă, după mireasă, da. După nu știu ce. Și la unul dintre evenimente, întâmplare reală, adică nu povestiri, și la unul dintre evenimente, în înțelegerea cu oamenii cu care am făcut contractul, a fost să avem și un acordeon pentru ziua. Treaba asta, pentru ziua. Așa, la momentul în care noi am ajuns la eveniment și nu știu ce, s-au gândit oamenii că ar mai fi fost nevoie de încă un băiat cu acordeonul să-l ducă la mireasă sau în altă parte, de unde avea loc nunta. Noi nu eram chiar la o mică distanță, ori lucrurile astea nu le poți aranja de la un moment la altul, trebuia atunci și am spus, dacă noi stăm aici ca orchestră, se poate duce băiatul ăsta în partea cealaltă și nu știu, păi știți, dar de acolo deja vor să plece cu nunta niște obiceiuri de-astea la apă, să ia apa, niște chestii de genul ăsta. Nici o problemă, le ia cineva cu mașina și îl duce acolo. Între timp, oamenii s-au întâlnit cu nunta, mergând cu prin sat, cu alaiul nunții, mergând prin sat, cu mireasa, cu găleata, să ducea la apă. Asta s-a dat repede jos de mașină și dă-i bătaie cu acordeonul să le cânte la oameni. Atunci a constatat că acolo mai era un băiat care cânta cu acordeonul. Ca nunțile. Bineînțeles, că era la altă nuntă. Bineînțeles, da, că el s-a dat jos la altă nuntă. Ăla i-a spus, băi, tu ce vrei aici? Păi m-au trimis să ia. Nu, mergi în altă. Altă mireasă, a încurcat mireasa. Da, se mai întâmplă. Îți mai spun? Nu știu, ne mai spui, mai spune-ne una. Ai una și gata, după aia ne cânti. Mă gândesc tot la de-astea. Tot la de-astea, no. Picante, așa. Blestemați în situații de genul ăsta sunt acordeoniștii care merg ziua la nuntă. La una dintre... Asta nu mi-aparține, nu am auzit-o. La una dintre nunți, ajungi la biserică în zi de duminică, având nuntă și sâmbăta, băiatul cu acordeonul, în timpul slujbei acolo, și-a lăsat acordeonul lângă chestia aia unde se aprind lumânările. Și-a lăsat acordeonul acolo și o scară interioară a bisericii urca undeva sus acolo și el s-a urcat 3-4 trepte mai sus și s-a așezat cu capul de perete. Da, cu capul obosit. Scurtez, da? S-a terminat slujba, au ieșit din biserică, au încuiat biserica cu el acolo. Și-a dormit. El a stat liniștit. Și-a zis, unde e băiatul care trebuie să-l ducem cu acordeon? Păi nu știu, au plecat efectiv. Deci pe cuvânt de onoare. Au încuiat biserica cu... Nu vreau să mă gândesc zic... când s-a trezit noaptea în biserică. S-a trezit, că și-a dat. Oboseala uneori își spune acum pe serioase. Când ai evenimente de gen, hai să mergem dimineața la ora 10 în curtea nuntașului acolo și ține până a doua zi de dimineață și a doua zi la fel și nu mai știu ce, oamenii se bucură de, veniți de ziua să facem, să fie frumos. Dar se acumulează oboseala. Nu mai dai același randament. Ei ar trebui să înțeleagă, oameni buni, lăsați lăutarii să cânte când, de seara, unde e rostul nunții, efectiv. Ziua ne facem treaba cu unii, cu alții. Am glumit. Da, dragii mei. Da, amuzante experiențele. Să nici nu știu, să-ți urez să mai ai parte de asemenea experiențe sau să nu... Sincer, uite, n-am fost eu direct implicat decât într-una din situații unde era vorba de orchestra mea, da? Oricum, acum sunt amuzante, avem ce povesti. Dacă adunăm de la 3-4 formații,
facem două, trei emisiuni facem. Cu, asta cu doar cu ce se poate doar spune. Doar cu ce s-ar putea spune. Ce nu se poate spune, le păstrăm pentru noi în afara emisiunii. Sigur că... Cornel, hai să te mai ascultăm cântând ce ne-ai mai pregătit. Ne-ai mai pregătit o melodie... Am o melodie de dragoste, între ghilimele asta cu, spusă. Asta cu dușmanie de dragoste? Da, este, da, se, este tot compusă de mine. Deci majoritatea, nu mă mai repet. Pentru da? Cineva? Nu pentru cineva anume, pentru, așa, pentru, pentru prietenii tăi. Prietenii noștri. Am înțeles. Care... O să hai vedeți. Să vedem, melodia să vedem se numește Îmi iubesc dușmanii. Pentru că nu sunt un om rău și eu chiar îi iubesc. Chiar dacă nu atât cât eu cred ar că merita nu prea ei. Dușmani. Eu nu prea cred. Nu, păi nici dușmani. Tu nu ai dușmani. Stai liniștit. Nu știu. Da. Hai să te ascultăm. Cornel Oprea, dragii drag. Mei. Pentru bani, astăzi când pentru dușmani, mă. Orice aș face și ce aș vrea, fac parte din viața mea, mă. Îmi iubesc dușmanii, le rog sănătate, datorită lor am ajuns departe. M-au făcut în viață să muncesc mai mult și din când în când să pot să-i ajung. Fericit, eu cred că n-au reușit. Îmi iubesc dușmanii, le rog sănătate, datorită lor am ajuns departe. M-au făcut în viață să muncesc mai mult și din când în când să pot să-i ajung. Am vrut de dușman să scap. La ceva nu m-am gândit și mulți prieteni mi-am pierdut, mă. Îmi iubesc dușmanii, le rog sănătate, datorită lor am ajuns departe. M-au făcut în viață să muncesc mai mult și din când în când să pot să-i ajung. Fată, porți o grijă viața toată, faci orice ar fi pe lume, numai să-i fie bine. Când ești tată și ai fată, porți o grijă viața toată, faci orice ar fi pe lume, numai să-i fie bine. Fata mea frumoasă, ești lumină în casă și îți doresc iubire, multă fericire. Mi-e dor de fetița mea, așa mică cum era, dar o văd mereu cum crește și într-o zi mă părăsește.
rogi mare să nu crească și să nu te părăsească. Dar vine o zi anume când pleacă de lângă tine. Te rogi mare să nu crească și să nu te părăsească. Dar vine o zi anume când pleacă de lângă tine. Fata mea frumoasă, ești lumină-n casă și-ți doresc iubire, multă fericire. Mi-e dor de fetița mea, așa mică cum era, dar o văd mereu cum crește și într-o zi mă părăsește. Să-mi ții, Doamne, fata bine. Pot să-i dau averea toată, îi pot da noroc și soartă. Rămâi doar cu rugăciune, să-mi ții, Doamne, fata bine. Pot să-i dau averea toată, îi pot da noroc și soartă. Fata mea frumoasă, ești lumină în casă și-ți doresc iubire, multă fericire. Mi-e dor de fetița mea, așa mică cum era, dar o văd mereu cum crește și într-o zi mă părăsește. Fata mea frumoasă, ești lumină în casă și-ți doresc iubire, multă fericire. Mi-e dor de fetița mea, așa mică cum era, dar o văd mereu cum crește și într-o zi mă părăsește. Foarte frumos, dragii mei, vă aștept lângă mine aici. Da. Vreau să-mi spui și despre fata ta. Tu mi-ai spus că mi-ai spus despre Connie, pe care îl cunosc și eu. Dar știu că mai ești o fată, căreia bănuiesc că i-ai dedicat această melodie, sigur, să trăiască. Da. Cred că ești un tată fericit. Da. Te consider un om împlinit? Depinde din la ce și ne orientăm. Și personal, și profesional? Împlinit, da, oarecum. Se putea și mai mult, din punct de vedere profesional. Regreți ceva în viață? Ai anumite regrete? Mă refer strict la partea profesională. Da. Din cealaltă parte nu am regrete, nu am absolut nicio problemă. Și acolo era loc de mai bine, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru cât e și ce am realizat până acum. Și tu știi la fel de bine ca și mine că și tu ai familie și tu ai copii și împlinirea sufletească până la urma urmei ți-o dă asta familia și căldura casei și înțelegerea și... După aia începi să te rogi de sănătate, să nu te doară... După anumită vârstă. Da, după anumită vârstă. Dar din punct de vedere profesional ar fi foarte multe lucruri pe care mi le-aș regret. Dar până la urma urmei zice, lasă domnule, că a fost bine și așa. Puteam să fac mai mult decât am făcut, dar îmi reproșez doar faptul că m-au interesat... mai mult lucruri care nu m-au privit direct pe mine. Puteam să fiu puțin mai egoist și mai pentru mine și eu sunt cine sunt, trebuie să-mi fac treaba mea și cu asta basta. Mie dacă la 5 de dimineață... Nu e bine, dar am pierdut multă vreme și n-am avut mulțumire sufletească din partea unor oameni pe care i-am ajutat mult în viață. Nu că aș fi așteptat, dar chiar dacă nu aștept să ți se întâmple ceva ajutând pe unul și pe altul, măcar să vezi respect, să vezi că asta e un pic de... Aici aș avea eu un pic să-mi reproșez. Mie, nu oamenilor pe care, Doamne ferește, cu oamenii n-am nimic. Dar mie, că puteam oarecum să țin ușa mai mult închisă și dacă să-mi fac treaba. Dacă erai mai rău, cred că nu mai te plăceam așa. Stai, tu mă placi? Eu cred că toți te placem. Nu, tu chiar ești un artist care sunt convinsă că te faci plăcut și la evenimente și printre colegi te-am văzut foarte mult și știi să lași o
părere frumoasă la, celorlalți care te cunosc. Să mă cred sincer că nu mă străduiesc din punctul ăsta de vedere. Cine mă place, mă place și cu asta, basta. Dar poate că am e felul meu. Am văzut că ai și dușmani, ai ascultat în melodia de mai devreme. Ești un om, da, normal. Da, da, da. Ok. Silviu, vreau să-mi spui două cuvinte și despre prezent aici. Hai că nu te țin mult de vorbă, că o să vreau să te ascultăm cântând. Despre tine ca și artist, vrei să ne mai adaugi ceva? Îți dorești ceva în perioada care va urma, anumite planuri de viitor? Vrei să ne comunici ceva? Cu ce ai început? Bun, și îți doresc mult succes, pentru că tu chiar ești un băiat talentat. Mulțumesc. Și să dea Dumnezeu, și ești și tânăr, și ești și frumos, și talentat, deci este mulțumesc. Cheia succesului, da? Trei într-un, ai tot timpul înainte. Ok, hai să te ascultăm și pe tine. Băieți, luați loc aici lângă mine. Cornel, că vorbeam mai devreme de regrete și de neîmpliniri, să spun așa. Următoarea melodie se numește Omul din greșeli învață. Știu că e tot melodia ta, da, da, da. Ca și toate de altfel. Și sunt convinsă că are un mesaj așa, care ajunge exact în sufletul, în sufletul telespectatorilor. Ne poți spune ceva despre melodia asta până să te ascultăm? Da, ea însă își spune tot ce e de spus despre ea, ca și melodie. Om din greșeli învață. Știi că e o zicală veche care... pe care o folosim toți la un moment dat. Care chiar se adeverește. Da. Eu sper că în viața mea am învățat din greșeli și mi le-am, să zic așa, mi le-am retușat. Le-ai asumat. Pentru că, hai să vezi ce spune textul, vreau să-l văd pe ce, și eu în față pe cel ce n-a greșit în viață. Nu e toți greșim, toți da. Greșim. Unii mai mult, alții mai puțin. Da, dragii mei, eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Eu vă mai aștept și cu altă ocazie și împreună cu colegii tăi. Probitem că vii odată și cu taraful. Să-ți transmit un mesaj, dorește în mod special să vină la tine la emisiune prietenul și cumătru meu, Cristian Rizescu. Da, o
salutăm pe Cristian, da, și îl așteptăm cu drag. Sigur, o să-l aduc de cu el viu, de mână. Viu mort. Cu el mort de mână, cu mătru. Da. Cu mătru, l-aștept și pe el. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru prezenta în emisiune. Ce să vă doresc? Să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, să aveți o iarnă frumoasă alături de cei dragi și să ne revedem cu bine, dragii mei. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și de invitații mei speciali. Eu sunt Rodica Stoian, sunt aici la restaurant Rustic în Constanța. Mulțumesc frumos, vă doresc o săptămână minunată alături de cei dragi dumneavoastră și acum, pe final, ne cântă Cornel Oprea. Câte face în viață și câte ar încerca, face rele, face bune, nu-i treaba la nimeni. Omul câte face în viață și câte ar încerca, face rele, face bune, nu-i treaba la nimeni. Greșeli învață, merge mai departe în viață, fiindcă anii trec în grabă și cine-ai fost nu te întreabă. De faci bune, de faci rele, tu singur treci peste ele. Sunt pățit și-am învățat s-o iau mereu de la cap. Se naște învățat și mai cade în păcat. Așa-i omul pe pământ, le încearcă rând pe rând. Nu se naște învățat și mai cade în păcat. Așa-i omul pe pământ, le încearcă rând pe rând. Greșeli învață, merge mai departe în viață, fiindcă anii trec în grabă și cine-ai fost nu te întreabă. De faci bune, de faci rele, tu singur treci peste ele. Sunt pățit și-am învățat s-o iau mereu de la cap. Greșești și n-ai ce face, așa iața când te trage. Vreau să-l văd și eu în față, el ce n-a greșit în viață. Mai greșești și n-ai ce face, așa iața când te trage. Vreau să-l văd și eu în față, el ce n-a greșit în viață. Omul din greșeli învață, merge mai departe în viață, fiindcă anii trec în grabă și cine-ai fost nu te întreabă. De faci bune, de faci rele, tu singur treci peste ele. Sunt pățit și-am învățat s-o iau mereu de la cap. Pe pământ am făcut și multe bune, de-aia sunt iubit de lume. Recunosc că am făcut multe rele pe pământ,
Am făcut și multe bune, de-aia sunt iubit de lume. Omul din greșeli învață, merge mai departe în viață. Fiindcă anii trec în grabă și cine-ai fost nu te întreabă. De faci bune, de faci rele, tu singur treci peste ele. Sunt pățit și-am învățat, soare.